comunicat. Primul se referă la legea dării plată sau cum se numește cu titlul complet, legea privind darea în plată unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite. Această lege a ajuns inițial la mine și am retrimis-o în parlament cu câteva observații. La momentul respectiv, după părerea mea, legea nu a fost foarte bine uh, elaborată. Parlamentul a luat în considerare aceste observații pe care le-am trimis, a modificat legea corespunzător și mi-a retrimis legea în forma nouă. Am apreciat faptul că Parlamentul a ținut cont de observațiile mele și consider că legea în forma în care a ajuns acum la promulgare este în regulă. În consecință, am promulgat această lege și astăzi va fi publicată în monitorul oficial.